Gripa își face simțită prezența în județul Suceava. Din cele 9 probe trimise de Direcția de Sănătate Publică la Institutul Cantacuzino București, s-a primit confirmarea existenței unui număr de 4 cazuri de gripă la nivelul județului, un bărbat și 3 femei. Cei 4 pacienți bolnavi de gripă nu erau imunizați cu vaccin. Aceștia au fost internați în secția de boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean, iar starea lor este favorabilă. Este vorba de un bărbat de 56 de ani din zona Sucevei, confirmat pe data de 4 cu tulpina AH3. Mai este vorba de o femeie de 62 de ani din Ipotești, confirmată pe data de 10 februarie cu AH3. De asemenea, este vorba de o femeie de 41 de ani din Calafindești, confirmată în data de 14 februarie cu tulpină AH1, și încă o femeie din Mihoveni, o doamnă de 35 de ani, confirmată pe data de 17 a doua, cu tulpină AH3. Tot acești pacienți au fost internați la Spitalul Județean Suceava. Trebuie să mai menționez că niciunul din cei bolnavi nu era vaccinat, s-a constatat ulterior. De aceea am făcut și o anchetă epidemiologică. Medicul Liviu Cârlan, șeful Unității de Primire Urgențe Suceava, oferă câteva recomandări pentru prevenirea îmbolnăvirii cu gripă. Evitarea spațiilor aglomerate, o mai bună profilaxie de creșterea imunității și cel mai util ar fi fost vaccinarea antigripală, care pentru a avea un randament optim ar fi trebuit început în luna decembrie, pentru a putea proteja pe toată perioada anului timpului rece. Prevenirea printr-o alimentație corespunzătoare e... Sigur, dar și aceasta în timp, cu legume, fructe, vitamina C, suplimente alimentare din vitamina C, care sunt foarte binevenite pentru a preîntâmpina, practic pentru a crește imunitatea organismului și a putea face cu brio față unei boli gripale. Care sunt simptomele gripei? Ceea ce ne sperie cel mai mult e creșterea alarmantă a temperaturii corporeale, în general temperaturi crescute peste 40 de grade, dureri de cap, cefalee intensă, o stare generală influențată, dureri musculare, astenie, motiv care ne îngrijorează și, sigur, primul lucru trebuie să ne adresăm unui medic. Important și îmbucurător este faptul că nu a fost înregistrat niciun deces la cazurile confirmate cu gripă.